Bine v-am găsit, dragii mei! Sunt Bogdan Papacosta, este o nouă ediție emisiunii Ziua și Carte. Astăzi vorbim despre o carte cel puțin interesantă prin conținut, dar mai ales prin formă, pentru că e un concept cu totul nou, cel puțin pe aici, pe la noi, pe aproape, n-am mai văzut așa ceva. Este o carte tipărită în condiții speciale. E o carte obiect, o carte unicat, fiecare din exemplare este unicat. Este un volum de poezie al Alinei Pachițanu, un volum special, vă spuneam, tipărit, editat în condiții speciale. Fiecare exemplar este un concept unic. Vă arăt cum se vede așa de la distanță mai întâi. De exemplu, volumul ăsta e îmbrăcat în piele, are niște culori extraordinare. Volumul se numește Șireturile Ventine. Este un fel de volum, dacă vreți, autobiografic, o perioadă scurtă din viața autoarei, iar poeziile din acest volum sunt cumva altfel decât ce scria de obicei. Scritura ei, în general, este ceva mai distantă și mai lipsită de sentimentalism, ori aici cumva se mai eliberează de genul ăsta de a scrie și se apropie de o poezie pe care am putea să o numim clasică. Adică apar aici totuși niște sentimente, apar niște trăiri, îndrăgostiri. Volumul se numește, vă spuneam, Șireturile Ventine și trimite cumva la atmosfera de Levant, atmosfera orientală. Atât doar că Levantin devine Leventin pentru a se evita un loc comun folosit, epuizat, dacă vreți, de domnul Cărtărescu. Am să vă citesc ceva. Volumul este împărțit în mai multe fascicule, pre-Leventine, Leventine, post-Leventine, vă citesc chiar din Leventine. Vrei să te căsătorești cu mine? Mi se întâmplă în fiecare an, după ce îmi leg genele și returi la botinele Leventine, n-apuc să-mi trag firul mov la ciorap, inima-mi stă în gât, gata să o vomit, răspund apăsat nu și arunc buchetul ofilit în scrumieră. Vedeți că e un stil aparte aici, e un fel de a refuza, dacă vreți, sentimentalismul printr-un, vine să zic, mizerabilism, să-ți vomiți inima, e o imagine cel puțin șocantă. Haideți să vedem o altă poezie. S-ar fi cântat cântarea cântărilor, iar Dumnezeul pierdut din dragostea noastră prefăcea cuvintele în toate fructele pământului pe care le-am dezmierdat odată cu pielea ta cafenie fără de soare. Trupul tău din care respiram, în care se dilata timpul și îmbrățișarea aceea de plină, fără margini, infinită, cu fiecare despărțire regăseam pe Dumnezeu mai golit de creație, mai trist că nu e uitat din dragoste. Apoi presăram semințe în ulcele de lut la fereastră și le vorbeam împreună până la germinare. Cu fiecare despărțire, sarea lacrimilor le usca și Dumnezeu se negrea în icoane, înghițea toate culorile și se făcea văzut. S-ar fi cântat cântarea cântărilor, iar Dumnezeul pierdut din dragostea noastră refăcea toate cuvintele în margarete. Știu că stilul ăsta o enervează, dar e interesant că are totuși puterea să treacă peste propriile gusturi și să publice astfel de poezii care mie mi se par foarte frumoase, mi se par foarte drăguțe, dar, vă spuneam, are ea însă și o problemă cu ele. Îmi plăteam în părul tău firele sure între ele, din care țeseam apoi hamac viselor toate. Îți vegheam somnul ca pe un copil de alăptat și când ațipeam în brațe cu umărul tău ca o vișină proaspăt culeasă, visam fără somn la toată grădina ta înflorită cu fluturi, la sărutările gurilor noastre fără cuvinte, la ochii care se vor trezi într-o clipă pe care i-aș fi acoperit cu sânul meu prea mic. Dezlegam apoi îngerul din sforile, îți sorbeam respirarea, deveneam unul. Alina Pachițanu a mai publicat și alte volume, Curtea interioară, la editura Tracus Arte, București 2011, Sine mea oarecum, editura Psihomnia Iași 98, Ritual, editura Solteris, Piatra Neamț 95 și Lecție de admirație, editura Lef, Piatra Neamț 95. De altfel, Constanțean că este prin adopție pentru că vine din Piatra Neamț. Am să vă mai citesc o poezie. Nu te mai regăsesc decât privind înapoi, pe când înfecundai timpanul, tu singurul umezitor al retinei pădurii. În hohotul tău se macera carne de lup la beregată de haită. Nu te mai regăsesc decât privind înapoi și norii mei caleașca și mână înapoi, la fel cum îmi ia amintirea, pe când pocneam între unghii păduchii culeși din pletele infantului. O poezie pentru toate gusturile, dar vă trebuie oricum un stomac tare pentru multe din ele. Lăsată îmbrățișată cu brațele de carne, strângând Dumnezeu la piept, după atât de mulți înaintea ta nerecunoscuți. Cunoscuți doar după tine, după îmbrățișarea de carne, strângând-o la pieptul meu un Dumnezeu de pace, un Dumnezeu aspru care poftește lacrimile și le îngheață, apoi străpunge în carne adânc în piele, apoi vindecă și sărută, dragoste imensă. E doar un început de care teamă nu-mi e.
E acel început care începe cu mine, care te precede pe tine, care urcă într-o spirală, care strigă până nu am mai fost surzi, care șoptește când putem să ne șoptim sub acoperișul de piele, ochi prin ochi, și lumina ta intuită mângâie încă somnul meu în care m-ai lăsat o clipă, te iubesc ca în vis, unde se întâmplă să zbor și pe pământ nu-mi e posibil. Așadar, cărți unicat, tipărite într-o manieră unicat, Șireturi Reventine, un volum de Alina Pachițanu, un volum care beneficiază și de o lansare deosebită exact în locul în care filmăm acum. Ce să spun, felicitări autoare și felicitări orașului pentru că poate să nască, să găzduiască așa ceva. Sunt Bogdan Papacostea, a fost emisiunea Ziua și Cartea, la revedere pe data viitoare.